E legal ce face generalul cu patru stele, Nicolae Ciucă? Este legal să împânzească toată România cu panouri uriașe care sunt nimic altceva decât invitații adresate cetățenilor României de a-l vota la prezidențiale, din moment ce nici măcar. Nu și-a anunțat uh, candidatura, nu s-a putut înscrie, că n-au avut loc înscrile, n-a putut să strângă semnături până în acest moment, dar pe banii statului, pe banii dumneavoastră, pe banii mei, uh, el umple uh, autostrăzile uh, alea care sunt uh, României de asemenea uh, construcții uh, publicitare. Repet, uriașe.